Metrorex anunță întârzieri majore în perioada următoare. Intervalul de circulație al trenurilor de pe toate magistralele va suferi decalări de până la 10 minute în orele de vârf. Totul din cauza că Alstom nu a asigurat mentenanța unui număr suficient de trenuri. Călătorii ar putea aștepta metroul până la 10 minute în orele de vârf de trafic pe toate magistralele. Metrorex a anunțat că motivul este faptul că Alstom n-a asigurat mentenanța unui număr suficient de trenuri. Trebuie să începem cu cei mai important, faptul că francezii de la Alstom trebuie să audă toată România și bucureștenii. Francezii de la Alstom au semnat pe 31 decembrie un contract de 1 miliard de lei pentru mentenanța metroului, doamnă. 1 miliard de lei, dacă nu mă înșel. Sunt șanse să fie mai mare acest contract. Punctul numărul 2, zilele trecute, chiar de 4-5 zile, metrou la orele de vârf vine și la 15 minute. Eu am impresia și chiar îmi asum când spun acest lucru. E foarte grav ce se întâmplă în contextul în care s-ar putea să vorbim de un mic șantaj în contextul în care ei vor să majoreze anumite prețuri și în contextul în care știm foarte bine că în contextul în care nu scot numărul de trenuri preconizat, evident că Ministerul Transporturilor și Metrorex automat vor sta dânsi vor sta la masa negocierilor cu francezii de la Alstom. Compania care operează metroul din capitală anunță că este cu plățile la zi. În plus, Metrorex spune că va aplica operatorului de servicii de mentenanță Alstom Transporte SA toate sancțiunile legale și contractuale pentru situația creată pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate conform prevederilor contractuale. În contextul în care statul român știa să negocieze prelungirea contractului cu încă 15 ani, și încă o dată, pe 31 decembrie, Ministerul Transporturilor Metrorex semna acest contract. Contract ținut la secret, ca și Bechtel, ca și alte contracte pe care Ministerul Transporturilor și statul român, cu bani de la bugetul de stat, le secretizează. Însă până atunci, locuitorii capitalei trebuie să se asigure că pleacă mai devreme de acasă pentru a putea ajunge la serviciu, la școală sau oriunde au drum. Trebuie văzut de ce se operează sau de ce nu se pune la dispoziție tot ce înseamnă acel număr de garnituri zilnice, pentru că știi foarte bine, metroul în mod normal dimineața trebuie să vină între 60 și 90 de secunde. Zilele trecute a început să vină în orele de vârf la 8 minute, 10 minute.